Meseria nu încetează să fie brățară de aur. Apar unități economice, industriale, din ce în ce mai multe și ne confruntăm cu această lipsă de meseriași. Acum nu se mai lucrează însă ca în urmă cu 20 de ani. Meserile sunt aceleași, condițiile de lucru altele. Tehnologia a evoluat. Strungarul de odinioară, da, sau frezorul, nu mai lucrează pe acele mașini. Acum mașinile sunt dotate cu calculatoare, au un panou de comandă. Imaginea aceea de meseriaș de odinioară este cu mult îmbunătățită în momentul de față. Chiar sudorul. Foarte mulți sunt reticenți, foarte mulți părinți sunt reticenți la a-și îndruma copilul să vină în această calificare de sudor. Nu se mai sudează ca pe vremuri. Este tehnologie nouă. Liceul Tehnologic Auto are colaborări cu mai mulți agenți economici care urmăresc să pregătească elevii și apoi să-i angajeze. În cadrul proiectului Adoptă un liceu, o clasă a fost modernizată și alte două vor fi reamenajate și dotate cu videoproiectoare. Iar veștile bune nu se opresc aici. Atelierul auto de acolo va fi realizat, va fi renovat, recondiționat, contribuția Ford cu absolut tot ceea ce este necesar. Vom primi motor Ford nou, funcțional, vom primi componente ale mașinii și elevii vor avea această posibilitate să învețe direct acolo, pe standuri amenajate și realizate de Ford România. În cadrul proiectului TEC, Educație Tehnologică pentru Comunitate, reprezentanții liceului auto vor oferi consiliere pentru motivarea elevilor în a învăța o meserie. Vom vedea ce calificări sunt strict necesare pentru următorii ani și ne vom axa foarte mult în a merge pe teren la școlile generale din sate, din comune și să consiliem acei elevi să vadă în ce constă meseria și să vadă dacă li se potrivește sau nu. În condițiile în care firmele se implică în pregătirea elevilor, Liceul Tehnologic oferă o perspectivă clară a unui loc de muncă, mai spun reprezentanții Liceului Auto.